Salutare, băi, cine v-am găsit la un nou episod din Școala de Cardistry. Ați fortuna să vă învețe astăzi un nou tip de fan, un fan foarte mare, numit Giant Fan. Să trecem la treabă. Această mișcare necesită încă o mișcare diferită numită ferro. Eu sunt obișnuit să fac ferro pe mâna stângă. Puteți să-l faceți pe mâna stângă, pe mâna dreaptă, depinde cum vă e vouă confortabil. Ok, acum să vă explic cum se face ferro. În mâna dreaptă am un pachet de cărți și în mâna stângă am celălalt pachet de cărți. Și uitați-vă la poziția în care îmi țin degetele. În mâna dreaptă țin un fel de dealer's grip și în mâna stângă asemănător, doar că țin degetul mic jos, deci un fel de straddle grip cu degetul arătător împreună cu celelalte două degete. Okay. Pentru a face ferro-ul, ajungeți în această poziție în care se îmbină pachetele. După cum vedeți, eu le înclin un pic opus față de celelalte, permițându-le astfel să alunece una câte una, după cum vedeți. Și aplic presiune din degetul arătător din mâna dreaptă pentru a împinge și ajunge la un ferro. Din nou, vedeți, ținând una dreaptă și în una stângă în fiecare jumătate din pachet. Și ceva foarte important, trebuie ca ferro să se formeze în colțurile pachetului de cărți. Doar așa vă poate ieși un ferro perfect. La fel, înclin în doi pachetele în sens opus, las să aduce câte o carte câte una și aplic presiune din degetul arătător pentru a face asta. După ce vă iese ferro-ul, puteți să reașezați. Dacă vă iese așa, nicio problemă, pur și simplu întoarceți pachetul de cărți. E foarte important ce fac acum. După ce mi iese ferro-ul, eu mă folosesc de mâna dreaptă pentru a împinge un pic pachetul acesta în dreapta, ca giant fanul să-mi arate cât mai mult ca un fan, nu ca un fan strâmb. Acum, pentru a face giant fanul, trebuie să știți să faceți stamp fanul, foarte important. Veniți în aceeași poziție ca și când ați face un fan normal. Și împingeți, folosiți foarte mult să împingeți din degetul mare și sus și jos în același timp, pentru a face un fan egal. Cum îl închid? La fel ca la orice fan normal, cu unul dintre degete din mâna stângă, din mâna dreaptă, puteți să folosiți și degetul meu, dacă vreți, ca să strângeți. Și după faceți ca la un shuffle normal, deci ar fi genul. Sper că v-a plăcut acest episod din Școala de Cardistry. Nu uitați să dați subscribe și în comentarii să-mi sugerați mai multe tutoriale pe care ați dori să le fac. Ne vedem la următorul episod.